Avem și poate, foarte bine. Hai, așa. Dar cine este fata? Nico? Fata? Cine este fata? Spune, cine este fata? Cine ești? Trebuie să prezentăm și bobocii, nu? Deci, perechea numărul 1, formată prin Alina și Andrei. Aplauze! Numărul 3, după Mihaela și Silvă. Numărul 3, Teodora și Andrei. Numărul 4, Nicu și Andreea. Deși nu aveau limbaj, nu era scris de tot, se înțelegeau între ei. Mă întreb oare cum se înțelege cu voce în ziua de azi. Deci, ce vreau să vă spun, este proba de mimă. Proba de mimă. Începem de unul dintre voi va alege din vor un belețel și va mima ceea ce scrie acolo. Iar celălalt va trebui să ghicească. Țin să precizez că va fi cântat să-l mima și dacă nu va fi ghicit. Proba, în perechea numărul 1. Timp mai inspirat. Ce aveai? Găină. Aplauze, totuși pentru perechea numărul 2. Adicin, aplauze. Numărul 4. Dinozaur. Bebe. Dinozaur.
Vale tudo. Radiador. É um radiador. Ce o să fie cu colacii în coadă.
morreu, mandaram aprovar. O cara correu por dentro do quadro. Unul dintre voi va trebui să țină o coadă de crime reprezentată pentru o coadă de loc, iar celălalt să arunce pe brici în coadă. Trecă numărul 1, veniți în față. Trecă numărul 1, veniți în față. Care va fi aruncătorul? De fapt, câte două perechi? Și perechea numărul 2? Și perechea numărul 2? Ce distanță? Distanța de 3 metri, 4 metri. Perechea numărul 3 a primit 2 puncte, perechea numărul 4 0 puncte. Deci perechea numărul 5, 2 puncte, perechea numărul 7, 5. Mai spate, mai spate, alei. Perechea numărul 8, 2 puncte. Perechea numărul 7, 2 puncte. Haideți să avem și Dar a fost primul vizit de un dar la care nu știu la față.